pe venit va fi eliminată. În schimb, venitul va fi calculat global pe gospodărie, iar impozitul va fi calculat și plătit în același mod. Se va muta impozitarea, cea care se reține în acest moment de către plătitorul de venit, de către angajator, de către firmele care plătesc salarii. Până acum ele se rețineau de către acesta, se virau la bugetul de stat. Practic se dorește ca această sarcină să cadă această sarcină să ajungă la beneficiar. Adică acesta să fie conștient. Cred că este singurul lucru bun pe care îl văd eu în acest moment, ca omul să conștientizeze câte taxe trebuie să plătească. Ce se va întâmpla dacă sarcina plății impozitului se pune în grija contribuabilului? Oamenii foarte greu vor conștientiza și foarte greu vor fi îndemnați să-și calculeze singuri, să-și plătească singuri aceste taxe. Va trebui să ceară consiliere de specialitate, pentru că un impozit pe venitul global presupune o birocrație, presupune să știi o evidență a tuturor veniturilor, o evidență a cheltuielilor și să depui declarații de venit, formulare nu tocmai ușor de întocmit de toată lumea. Prin urmare, dacă ar fi să stabilim ce este mai dificil de aplicat acest impozit, este exact procedura efectivă de implementare, administrare și urmărire a impozitelor. Prima declarație fiscală ar urma să fie depusă în 2019, atunci când impozitarea va fi de 10%. La o primă vedere, prin faptul că vom avea o reducere a cotei de impozitare pe impozitul pe venit de la 16% la 10%, cel puțin la nivel de doctrină sau la nivel legislativ, cetățeanul va rămâne cu mai mulți bani în buzunar. Deci acesta este un lucru foarte bun. Cetățeanul rămâne cu mai mulți bani în buzunar. Sigur, rămânem cu întrebarea cum acoperi deficitul. Declarația ar urma să fie completată de un consultant fiscal și depusă de un reprezentant al gospodăriei. Nu cred că există șanse să fie implementat, pentru că sunt alte foarte multe priorități. Avem un haos în administrațiile financiare pentru persoanele fizice, pentru impozitele actuale pe care și le plătește un contribuabil. Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, amenziile de circulație sau câteva altele. Sunt cozi imense în acest moment, sunt fișe care nu sunt verificate, sunt plăți care nu sunt înregistrate. De aceeași părere este și președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Nu cred că va putea fi implementat foarte curând. Ar trebui să avem însă o armată de consultanți fiscali care, spun guvernanții, ar fi plătiți din banii statului, puțin probabil pe termen lung, spun specialiștii. Potrivit afirmațiilor publice, vor fi ei plătiți de la buget, având în vedere că beneficiarul final al acestor servicii este statul. Cu siguranță însă astfel de proiecte se doresc generase la început, dar eu estimez că în timp sarcina plății acestor consultanți va rămâne în seama contribuabililor. O gospodărie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat în funcție de numărul de persoane care fac parte din acea gospodărie, precum și la o serie de deduceri, printre care asigurarea pentru casă și mașină, RCA, abonament la sala de fitness, bilete la cinema, cărți, medicamente sau susținerea unor entități non-profit. De asemenea, gospodăriile cu venituri mici în care se află copii minori vor primi, în anumite condiții, sprijin financiar din partea statului.